De astăzi, toate cele 129 de grădinițe din municipiul Chișinău pot fi conectate la agentul termic. Șeful adjunct al Direcției Municipale Educație, Tinere și Sport, Andrei Pavaloi, a menționat că motivul livrării agentului termic este temperatura medie zilnică sub limita de 18 grade. Iar instituțiile de învățământ primar și secundar vor primi căldură la cererea directorilor. Deocamdată, municipalitatea nu a recepționat astfel de solicitări. Pe copiii de la grădinița creșe numărul 59 din capitală i-am surprins îmbrăcați în tricouri și malete foarte subțiri, în timp ce termometrele arătau puțin peste 19 grade Celsius. Până acum era frig, veneam îmbrăcat gros, ne ocupam o leacă mai greu. Și acum e mai bine. E cald, e bine, e frumos. Din cauza frigului, părinții își făceau griji pentru sănătatea copiilor lor. Venea acasă, mai tușea, ne mai trata, ne străduia, mai făceam unele proceduri, dar oricum frigul își spunea cuvântul. Suntem foarte bucuroși acum, fiind conectați la agentul termic, desigur că copiii se simt mai bine. S-au mai întâmplat cazuri de răceală, ceva viroze, dar nu a fost de un număr foarte mare. În instituție erau, desigur, era cam puțin răcoare, undeva 17-18 grade, dar noi încercam prin diferite modalități să ne încălzim, ne-a fost reconectat agentul termic, este mult mai călduț, deodată s-a simțit și în activitățile copiilor și în spiritul lor, deja s-au dezbrăcat de hănuțele mai groase, se simt mult mai legeri. Potrivit autorităților municipale, toate cele 129 de grădinițe din Chișinău vor primi căldură pe parcursul următoarelor două zile. În ultimul timp, temperaturile afară au scăzut, respectiv a scăzut și temperatura medie în grupe. Ca urmare a comunicării din sectoare, am constatat luni că temperatura medie în grupă este 15-17 grade. Respectiv și s-a luat decizia, începând cu ziua de astăzi, să conecteze instituțiile de educație la agentul termic. Iar școlile vor fi conectate la căldură la cererea directorilor potrivit municipalității. Acest lucru se face de obicei după 30 octombrie, când se încheie vacanța de toamnă.